care ne-a răscumpărat prin sângele Lui. A dat pe Iisus Hristos ca jertfă pentru noi, pentru ca în urma suferințelor Lui să-și vadă un popor care să-L caute pe El. Slăvit să-I fie numele și de aceea toată slava și toată cinstea să fie împăratului nostru. De altfel în Psalmul 29, cu versetul 9, ultima parte a versetului spune: în locașul tău totul strigă slavă. Și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Amin. Spunea prorocul Isaia în capitolul 12 cu ultimul verset, versetul 6. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul Israel și mare Dumnezeul nostru în mijlocul adunării. Amin. Împăratul David spunea: totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor poporului tău. Și facă-și Dumnezeu simțită prezența în fiecare inimă în această seară. Haideți, suntem la un timp de rugăciune, haideți să ne deschidem inimile. Dumnezeul nostru să intre în inimile noastre. El știe dorința ta, știe problema ta. Apelează înaintea Lui cu încredere și El este stăpânul nostru care ne va rezolva fiecăruia problema în parte. Zic la lucrul acesta, Dumnezeu să ne ajute. În Psalmul 50 cu versetul 23 spune că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și haideți la această rugăciune să-L proslăvim pe Dumnezeu. Să venim în prima parte a rugăciunii, îndemnul meu ar fi să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Am găsit scris pe paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu apreciază oamenii mulțumitori. Întotdeauna noi, ca oameni pământeni, suntem tentați înaintea lui Dumnezeu să-I cere multe. Dar într această seară, îndemnul meu este, înainte de a veni cu cerință înaintea lui Dumnezeu, să venim cu mulțumire. Și Dumnezeu să primească mulțumirea într această seară. Mă gândesc că găsând scris pe paginile Sfintelor Scripturi că Domnul nostru Iisus Hristos în umblarea Lui mesianică pe pământ în țara lui Israel, spre cuvântul Domnului în Luca, capitolul 17, versetul 11, căci călătoria Domnului nostru Iisus Hristos spre Ierusalim și călătoria acolo prin Samaria și prin Galileea și la un moment dat, într-un sat oarecare, spre cuvântul Domnului, căci l-au întâmpinat 10 leproși. Și oamenii aceștia, fiind leproși, stăteau de departe și când au văzut că trece Mântuitorul Iisus Hristos pe acolo, s-au oprit și au strigat: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Scrie cuvântul Domnului că Domnul nostru Iisus Hristos s-a oprit și le-a spus doar un cuvânt. Știți ce le-a spus? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și spune cuvântul Domnului că pe atunci, pe când se duceau cei 10 leproși să se arate preoților, dintr-o dată au fost vindecați. Puterea lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și Dumnezeu i-a tămăduit, slăvit să-I fie numele. Și scrie cuvântul Domnului că și doar unul dintre ei, un singur lepros, văzându-se vindecat, văzându-se scos de neputința lui, s-a întors înapoi. A venit la stăpânul, la Iisus Hristos, s-a plecat la picioarele Lui și i-a mulțumit. Și scrie cuvântul Domnului că Iisus Hristos a spus: oare nu toți cei 10 au fost curățiți? Cum de s-a găsit doar străinul acesta să vină să mulțumească? Frați, surori, poate Dumnezeu ți-a făcut un bine. Dumnezeu ți-a purtat de grijă, Dumnezeu ți-a dorit pâine, Dumnezeu ți-a dorit un loc de muncă. Merită ca într această seară să vii cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Merită să-I mulțumești lui Dumnezeu și dacă îi mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu în continuare te va binecuvânta. Dumnezeu va face ca să ai în continuare un loc de muncă. Dumnezeu te va binecuvânta pe tine, soție, casă și îți zic Dumnezeu să se îndure de lucrul acesta. Și în continuare, în Psalmul 53, versetul 23 spune că cel ce veghează asupra căii lui, acelui voi arăta mântuirea. Fraților, vreau să vă spun că despre mine personal, pentru aceasta m-am întors la Dumnezeu. Pentru aceasta îl caut pe Dumnezeu, pentru aceasta mă slesc ca să-mi trăiesc viața conform Sfintelor Scripturi, fiindcă vreau ca Dumnezeu să-mi facă parte de mântuire. Și cred că și dumneavoastră vezi lucrul acesta. Vrem ca Dumnezeu, atunci când va apărea pe norii cerului, să auzim glasul dulce și duios: vino slugă bună și credincioasă. De intră în bucuria stăpânului. Și într această seară citea fratele Nelu din Cartea Evreilor: încă puțină vreme și foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăvobi. Aveți nădejde aceasta? Amin. Dumnezeul nostru vine, de aceea haideți să ne pregătim. Haideți la această rugăciune după mulțumire ce să cerem ca Dumnezeu să umple vasele noastre de puterea Duhului Sfânt. Și toți să fim plini de puterea Duhului Sfânt, pentru că atunci când se va auzi strigarea să ne luăm zborul și să plecăm spre patria cerească. Zic la lucrul acesta, Domnul nostru Iisus să ne ajute. Să dea de vorbă Domnul nostru Iisus Hristos cu ucenicii și Petru la un moment dat spunea: Doamne, noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Și Domnul nostru Iisus Hristos le spune:
Iată voi care ați lăsat totul pentru mine atunci când se va arăta Fiul omului în slava sa, voi cei 12 veți sta pe cele 12 scaune și veți judeca pe cele 12 seminții. Va mai mult, spunea Iisus, oricine a lăsat pentru mine tată, mamă, frat, surori, rode, va primi însutit. Și mai pe sus de toate acestea, știți ce va primi? Viața veșnică. Doamne, fă parte întregii adunări de viață veșnică. Vrem ca odată să fim împreună cu Mântuitorul nostru. Și viața veșnică, spunea Iisus Hristos în rugăciunea sa din Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Îndemnul meu la această rugăciune este acesta. Să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu și pe urmă să zicem, Doamne, suntem copiii tăi, vrem ca odată să moștenim împărăția cerurilor, vrem viața veșnică. Amin. Vă rog să vă ridicați pe picioare și în scopul acesta ne închinăm Domnului. Amin.